Lasă-mă, nu are rău, eu să fiu vara aici. La ce? Cu ce veniți? Eu știu cu Veronica. Soția lui doamna Tarie. Îți vara lui Frank Timbici. Cât e asta? Pare rău, să-mi spar! Tu n-ai voie, zic! Te rog frumos, te calmezi! Nu are... Ți-o arăt! La mine în casă n-are ce! N-are ce filma cu mine! Hai, 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 voi să vezi! Eu îmi divin, îți dau capă! Tu n-ai voie, zic! Tu n-ai voie, zic! Și în casă dumneavoare, vă închid aici? Ia mâna de pe mine! Dumnezeu, mătii! Ia mâna de pe mine! Pui mâna pe mine! Auzi? Doră, ți-o fac! Stâmpită! Eu scau, ești ca un cap! Vă rog frumos, nu aveți ce. Aici vă rog frumos afară. Să vedeți voi ce, să vedeți voi ce pățâți voi. Fie executările dumneatale. Îmi pare rău. Domnule, ai copii, ai familie, ai nevastă. E casa mea, este curtea mea. Închide telefonul, te sparg. Nesimțitule. Tu de ce pățești tu cu filmare? Este casa mea. Ăla-i. Eu sunt proprietar. Cum e? Ce ați făcut? Ce ați făcut e ultraj. Tu la mine în casă! Du-te-mă, du-te-mă, că-mi cer tu buletin la mine în casă! Du-te-mă, tu la mine în casă! Îmi cer buletinul! Du-te-mă la mine! Ce ai venit tu aici? Dăm somația, dăm ceva. De ce ai venit tu aici? Bun, mai departe. Ce mai vrei de la mine? Ce vrei de la mine astăzi? Ce vrei de la mine astăzi? Fiate, că nu mai știi exact. Fiate, că începând de mâine să fac plăcere. Când îți aveți primele proprietăți, să-mi spuneți și mie să vă aplaud. Că numai asociații aveți. Proprietăți n-aveți. Că sunteți handicapați. Handicapat de vârce, de goineasă, de domnul Anisei. Astăzi, acum nu sunteți executori, scuzați-mă. Părerea dumneavoastră. Deci, acum sunteți o paparudă care ați venit să scrieți pe biroul nostru. Dar sunteți o paparudă la ora actuală, nu sunteți executori. Reprezentant al compozitorului. Ești afară! Oricum are ce filmat, e un ocol, băi, al lumea, măi. De Frank Timiș nu zice să mi-i fac. Nu înțeleg. Tu la mea de amicapa. Și vrei, cum vrei să mă treci? De Frank Timiș nu zice să mi-i fac. De Frank Timiș nu zice să mi-i fac. De Frank Timiș, du-te în Londra, tată, și fă-i ceva și i-a convenit lor. Nu vei fi întrebări pune și pe mine pui să tată. Sofia a zis că v-a ajutat. Băi, ai înțeles, omule, și du-te caută-l pe Frank Timiș, Frank Timiș nu are nicio adresă aici. Du-te caută-l pe el în Londra, să-l găsesc. Și fai ceva să-i placă lui. La mine în casă nu pui întrebări. Și aici e al lui Frank Timiș sau al dumneavoastră proprietate? Îmi pare rău, al Frank Timiș să fie. Mă ajut! Acu, așa v-a ajutat, așa v-a ajutat și Frank Timiș. El m-a ajutat pe izbelișoară și mă ajută în continuare. No. Și așa m-am gândit și eu, că altfel... Băi, în vie duminică, că a făcut o droaie de mănăstire, nu ce așa. Făcut o droaie de mănăstire. Păi și bun, și ce, dar ce nu e adevărat în ce am spus eu? Dar el are proprietate? Păi nu, are soțul dumneavoastră. Și dacă mie mi-a dat și m-a ajutat... 4.000 de hectare sunt, 4.000 de hectare sunt câteva milioane de euro. Nu știu ce. Cum? La banii lui e atâta. Nu vă poate salva Frank Timiș din toate... Îmi pare rău. Cu ce să mă salvez? Acolo sunt rădăcinile ale mele, familiei mele. Acolo sunt meleagurile unde am crescut. Normal că mă atrage zona. Eu cred că zona are potențial. Redeschiderea explorărilor și potențialul exploatărilor în industria minieră. Sunt bani foarte mulți, că și administrația locală să fie o administrație coerentă la cerințele mele. Investiția, investiție, profiturile sunt profituri, da? Ne-a lăsat natura o frumusețe care poate să fie exploatată.